artiști consacrați, copii minunați cu talente deosebite. Așa că m-am gândit să vă întreb ceva. V-ați gândit vreodată cât de mult îi ajutați pe ceilalți? Prin simplu fapt că le oferiți un zâmbet, prin cuvintele voastre, spuse la momentul potrivit, sau pur și simplu, prin starea voastră de spirit, atunci când sunteți veseli. Ei, așa dorim și noi astăzi să vedem numai veselie, bucurie și multă voie bună. De aceea, vă mulțumim pentru timpul acordat astăzi, vă mulțumim că doriți să fiți alături de noi, cei de la Școala Gimnazială numărul 7 Petroșani și Școala Gimnazială Sfânta Barbara Aninoasa. De ce ne aflăm aici? Păi, cele două școli s-au înscris în cadrul programului educațional internațional Viața la Pozitiv, Positive Life, cu un grup de 10 elevi voluntari pozitiviști la secțiunea școlar, coordonați de subsemnata Cristina Sârbu, pentru Școala Gimnazială numărul 7 Petroșani și un grup de 10 voluntari, coordonați de doamna Divina Bălgros, la secțiunea junior, și cu un grup la secțiunea școlar de doamna Marta Elena de la Școala Gimnazială Sfânta Barbara Aninoasa. Fiecare echipaj a realizat de-a lungul anului diferite proiecte identitare de dezvoltare personală, de atitudine civică, de exprimare a talentului artistic și a îndemânării sau de socializare și relaționare pozitivă. Astăzi, desfășurăm o nouă etapă în cadrul proiectului internațional, spectacolul Iubește lumea ta, crede în tine. Acum, vreau să invit alături de noi pe inițiatorul proiectului Viața la Pozitiv, președintele Asociației Positive Life, jurnalist, consilier pentru dezvoltare personală, profesor documentarist, domnul Cosmin Chelcea. Important e că suntem astăzi aici împreună. Vrem să vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră în funcție de vârsta pe care o aveți. Cred că se va simți și entuziasmul potrivit aplauzelor. Mulțumim! Vom invita grupul! Și dacă îmi dați voie să-l chem alături de mine, pentru că așa venim, iată, al doilea an aici, în Valea Jiului. Anul trecut am fost la Aninoasa, la Școala Gimnazială Sfânta Barbara, acum suntem aici la Petroșani. Să-l invit alături de mine pe Gheorghe Iosif Popescu. Microfonul este acolo, desigur. Noi spunem greu în lumea celor care nu cuvântă, ci cântă pe scenă. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur să fiu aici. Sperăm să avem o minunată pe rând. Cred că toată lumea știe versurile unui cântec ce va fi interpretat acum. Și aș vrea să vă întreb dacă acesta e momentul la care v-ați gândit pentru deschiderea evenimentului. Bineînțeles, așteptăm imnul. Imnul Viața la Pozitiv, un cântec, dacă vreți, pe care vă îndemnăm să-l cântați și să-l credonați împreună cu noi. Thank you.
Eu am participat
la lansarea lui împreună copiii de la școala numărul 7. Și pentru că aproape cu o săptămână în urmă am fost invitat tot la școala numărul 7 și am participat cu drag la o acțiune, vreau să vă mulțumesc că atunci m-ați făcut să mă simt copil, să mi-aduc aminte de copilăria mea, cu toate că atunci nu se cânta ceea ce cântați dumneavoastră astăzi. Noi